Salut, curioșilor! Astăzi descoperim lumea matematicii. Matematica este o aventură fascinantă care deschide uși către înțelegerea lumii din jurul nostru. Pentru voi, curioșilor, această disciplină nu trebuie să fie doar un set de reguli și formuli, ci o poveste captivantă, plină de descoperiri și jocuri interesante. Matematica începe cu recunoașterea numerilor și învățarea numărării. Acești primi pași sunt esențiali, deoarece numerotarea este baza tuturor conceptelor matematice. Matematica nu este doar despre numere, explorarea formelor geometrice pe care voi le cunoașteți, cu siguranță, cercuri, pătrate, triunghiuri, vă ajută la dezvoltarea capacităților de recunoaștere vizuală și înțelegerea structurii obiectelor din jurul vostru. Pe măsură ce creșteți, adunarea și scăderea devin părți integrale ale învățării. Zi de zi folosim constant adunarea și scăderea pentru a calcula cantități. Unul dintre cele mai bune moduri de a face matematica relevantă este să o legăm de viața de zi cu zi. De exemplu, puteți învăța fracții împărțind o pizza sau puteți înțelege timpul folosind un ceas. Astfel, matematica devine un instrument practic și util. Uneori, oamenii se întreabă ce rost are să învețe matematică, pentru că oricum, spun ei, n-au să o utilizeze în viața de zi cu zi. Greșit! Folosim matematica foarte des, chiar și fără să ne dăm seama. Urmează-ți visul și mult noroc la matematică!